Hristos a înviat. Merry Christmas. Încă o dată repet. Merry Christmas. Deci o să vă dovedesc în două minute după Scriptură că suntem la Crăciun. Și învierea Domnului Iisus și întruparea s-au întâmplat în luna Nisan, care este acum între 15 martie și 15 aprilie. Și în versetul 19 noi avem aici așa, căci 18 și 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur. Și acum atenție, mielul fără cusur a venit în sezonul mieilor, care e acum, din martie până în aprilie. Și în Luca 28 scrie acolo că păstorii erau, stau noaptea în prejurul turmei lor. Păstorii păstoresc turmele ziua. Dar în perioada asta stau noaptea pentru că stau de veghe să se nască miei. Domnul a venit în sezonul mieilor. Domnul a venit în locul unde se nasc miei. Câmpia Betleemului este locul unde se nasc miei care peste un an vor fi jertfiți la templu. Domnul a venit în sezonul mieilor, a venit în locul unde miei se cresc și a venit ca miel în 10 Nisan, în casa tatălui său, cu 2000, aproximativ 2500 de ani mai târziu decât eliberarea din Egipt. A venit mielul divin Domnului Iisus Hristos în casa tatălui său pentru 4 zile, exact cum era legea, ca să stea și să se pregătească ca să moară pentru mine și pentru tine. Și 1 Nisan, în mod oficial, este declarat noul an evreiesc, deși Rosh Hashana e un an tradițional. Deci nu greșesc cu nimic, că zic Merry Christmas. Ziceți Merry Christmas. Ok, dacă nu vreți, nu vă oblig, nu facem prea așa, nu nicio. Dragii mei, sunt foarte bucuros să fiu împreună cu voi. Sunt onorat, întotdeauna mă bucur să văd că aici Hristos este în centru. Felicit familiile care au organizat nunta, Sav și Filip, pentru că l-au pus Hristos, pe Hristos în centru. Și serviciul divin a fost binecuvântat și n-a fost ca în lume, și masa n-a fost ca în lume, și mireasa și mirele au fost îmbrăcați ca în biserică, Domnul să fie lăudat. Dragii mei, aș vrea să intrăm în subiectul acesta și felicit conducerea bisericii că aveți o predicare expozițională, o predicare verset cu verset și asta ne ajută să cunoaștem mult mai bine Scriptura și să o și aplicăm mai bine. Vă știți că nu sunt un predicator cu predilecție, dar iubesc cuvântul și cred că toți cântăreții ar trebui să iubească cuvântul. Atunci când cunoaștem cuvântul, îl și trăim și îl și cântăm prin Duhul Sfânt. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, de ce credeți că America a ajuns la starea în care este astăzi? O să continui, mulțumesc, Ebi, pentru franchețea cu care ai spus lucrurile, din cauza noastră a creștinilor evanghelici. Și nu greșesc cu nimic, 2 argumente vă dau. Oficial suntem 150 de milioane în America de creștini evanghelici. 150 de milioane, da? 74 de milioane, 2 milioane au votat pentru valori. Noi n-am votat președinți, da? Am votat valori în primul rând, da? Ce-au făcut ceilalți? 75. Al doilea lucru, al doua dovadă. În 1990, un Boring Christian, pe nume de Bill Clinton, din Convenția de Sud Baptistă, da? Membru activ la biserica lui, a crescut la școala duminicală, a continuat să meargă la biserică până când a intrat în politică. A fost primul președinte care a legiferat avorturile. A fost primul președinte care a scos intimitatea din dormitor și a pus-o în domeniu public. Și din 1990, de la scandalurile lui până astăzi, intimitatea este pe domeniul public. Dragii mei, dacă vă uitați, biserica în Apocalipsa 17 va da mâna cu fiara. Da? Și parțial o făcut în 2020. De ce? Pentru că am lăsat obiceiurile Scripturii și le-am schimbat obiceiurile satanei. Primul lucru care vreau să-l țineți minte, subiectul este chemare la o viață sfântă. Și primul lucru care în dimineața asta vreau să vă încurajez și să-l țineți minte este: încingeți-vă coapsele minții voastre.
Și voi spune și în engleză. Therefore, gird up the loins of your mind. Dragii mei, bătălia sfințeniei e o bătălie a minții. Toate lucrurile vin aici. Toate lucrurile vin aici. Și dacă nu credeți, versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapțele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul în care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Dragii mei, aici ne descrie mintea ca și un soldat. Nu sună normal, mintea nu are coapse, mintea nu-i body, da? Dar totuși, noi trebuie să ne încingem, să ne punem centura. Când mergi în avion, nu pleacă avionul până când nu-ți pui centura, da? Când mergi în armată, ai cureaua de la pantalon ca bărbat și ai centura aia cu care te legi și de care mai ai lopată, mai ai mască, care a fost în perioada mea în armată și mai ai multe lucruri. Acum eu cu Cristi Codea am fost împreună în Craiova și vreau să vă spun un lucru care nu știți. Centura mie mi-a salvat viața. Noi am fost cântăreți și la 3 luni mi-a scos la Revoluție, atunci am fost în armată, în 21 decembrie, ne-a scos afară pe platou, tremuram ca varga, ne-a pus mâncare, ne-a pus tot ce avem nevoie, că pentru 4 zile nu am dat hainele jos de pe noi, și noi cu trompeta în mână și cu chitara, direct la pușcă. Am înlocuit trompeta și chitara cu pușca. Am tras odată. Deci vă imaginați ce experimentați am fost. Oricum, trebuia să apărăm spitalul militar. Și eu stăteam așa cu spatele spre gardul spitalului. Și sus era compania, building-ul, și era plutonierul Cărăbineanu, așa-l chema, un comunist, care în loc să tragă înspre blocuri de unde spera că vin teroriștii, o trasă înspre noi. Și o trasă înspre mine, și pentru că am avut centura, mi-o ras haina, și schija din gard mi-o sări pe nas. Am strigat la el, cu tot disrespectul care se cerea, dar n-a făcut nicio diferență, dar am văzut cât de mare este Dumnezeu. Și am văzut cât de important este, dragilor, ca noi, în zilele de astăzi, să ne punem centura minții noastre. Dragilor, cum ne punem centura minții? Încingeți-vă coapsele. Fiți treji, aici în engleză cuvântul spune fiți alerți, fiți vigilenți. Puneți-vă nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Hristos. Puneți-vă nădejdea în venirea lui Hristos. Dragii mei, noi spunem că Domnul vine, dar noi trăim ca și cum Domnul n-ar veni. Dragii mei, când am mers în Israel, efectiv, parcă literele săreau din Biblie afară. Și m-a impresionat așa mult pentru că oamenii când pun nume la copiilor, copiii sunt obligați să trăiască numele ăla. Dacă îi cheamă dragoste, dacă îi cheamă Emanuel, Dumnezeul este cu... Ei trebuie să trăiască așa. Părinții cresc în așa fel încât copiii să arate numele care îl au. Noi suntem credincioși, suntem creștini. Noi trebuie să arătăm viața creștină. Trebuie să arătăm caracterul lui Hristos în viața noastră. Ultimul lucru de aici, nu vă lăsați să râți în poftele care le aveați altădată. Dragii mei, poftele, lumea cu venirea lui Hristos nu sunt compatibile. Dacă trăim în pofte, o să vedem poate venirea, dar nu să avem parte de ea. De aceea, încă o dată, primul punct, încingeți-vă coapsele minții voastre. Gird up your mind, dragii mei tineri. Nu la internet, nu la filme. Acum poate vă zice, dacă nu te uiți la filme seculare, vreau să vă spun că tot ce vizionez cu ajutorul Domnului sunt filme creștine și sunt știrile cu măsură ca să ne tulbure și puțin sport. Nu vreau să fiu ipocrit. Nu, îmi place sportul și urmăresc sport. Dar vreau să vă spun că fug de orice imagine care ar putea să-mi perturbeze mintea. În al doilea gând, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Să nu vă potriviți chipului viacului acesta, Roman 12:2, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. În 1974, tot un creștin, un baptist plictisit, pe nume Troy Perry, a zis, hai să înviorăm biserica.
Și au făcut un studiu biblic acasă cu două persoane, doi băieți. Pe unul l-a trimis la management, și pe unul la business și pe unul l-a trimis la seminar. Și în 2 ani au deschis biserica Metropolitan Community Church, o biserică de gay și de lesbians. Astăzi, fiți atenți, 50.000 de biserici în tot globul. Fiind tunerecului, sunt mai înțelepți ca fii lumini. Dragii mei, să nu ne potrivim chipului viacul acestea. Bătălia se dă aici. Bătălia se dă aici. Și spune cuvântul, aruncați orice izvodire a minții și orice rob să-l facem ascultării de Hristos. Două tipuri de sfințenie. Sfințenia noastră. De ce trebuie să fim noi sfinți, dragilor? Pentru că Dumnezeu, și aici nu este Iisus Hristos, este Dumnezeu, Kadeș, Kadoș se pronunță, este sfânt. Dar este sfânt cum nu este nimeni. Și cuvântul Kadoș este numai pentru sfințenia lui Dumnezeu, nu pentru sfințenia omului. Și să vedeți ce am pățit în Israel când a fost cu cuvântul ăsta. Bineînțeles că a fost impresionant să mergem la zid și să-i vedem pe toți cum se roagă. Și n-am înțeles niciodată de ce evreii când se roagă pleacă capul la un moment dat și nu zic nimic. Am fost așa de mișcat încât nu m-am uitat în jur. Și eu cunosc o cântare în limba ebraică și cântarea se numește Kadosh. Dar eu nu știam că cuvântul ăsta, noi neamurile, n-avem voie să-l rostim. Numai eu voie să-l rostească. Și am început. Kadosh, Kadosh. 10 sau 12 rabini s-au întors spre mine, așa. Ca și cum îndrăznești tu să rostești numele ăsta? Dragii mei, dacă nu trăim așa, n-avem voie să rostim numele ăsta. C.S. Lewis, sfințenia stă în obiceiul de a-ți lega micile gesturi și acțiuni de Dumnezeu. Leonard Ravenhill zice, you know, we live in a day when we are more afraid of holiness than we are afraid of sinfulness. Trăim în zile în care suntem mult mai fricoși de sfințenie decât de păcat. Deci noi trebuie să fim mai mult fricoși de sfințenie decât de păcat. Păcatul nu are voie să locuiască în noi. În al treilea rând, cuvântul de astăzi ne cheamă la frica de Domnul, versetele 17 și 18, care tocmai am citit. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri neperitoare, cu argint sau cu aur, a fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. De ce să avem frică de Domnul? Că spune Biblia, nu? E normal. Avem două motive aici. Dacă chemați ca tatăl pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui. Dacă îl chemăm pe tatăl, care este milă și care este dreptate, care noi nu înțelegem cum mila și dreptatea se sărută, atunci noi trebuie să trăim cu frică de Domnul. Și concret, aș vrea să întreb tinerii, what do you understand for fear of the Lord? I love you guys, so I don't want to put you on the spot, but I want a feedback. What do you understand? Interact. It's a minute. Hello? What do you understand by fear of the Lord? Respect for God. I thought it. Reverence, right? We lost it. We lost it. You agree? Sunteți de acord că am pierdut reverența? Nu înseamnă că dacă ridic mâna și lau pe Domnul în toată inima, nu sunt reverent. Nu asta înseamnă. Reverența înseamnă că vin la adunare după ce aseară m-am uitat la un film pornografic. Sau mă duc să slujesc și ieri m-am întinat în altfel. Venim la adunare și ne bârfim unii pe alții. Venim la adunare și noi ieri ne-am săpat unii pe alții. Dragii mei, mireasma care a împărțit-o prima biserică a fost mireasma dragostei, mireasma iertării,
mireasma sacrificiul, zice că erau toți împreună la un loc și împărțeau tot de obște. Acum imaginați-vă New Life Romanian Church, cumpărați 200 de hectare și vă faceți casă lângă casă și toți locuiți împreună. Mergeți la caserie și dați toți banii acolo. Caseria și administrația se va ocupa să vă dea mâncare în fiecare zi și așa. Cum am funcționat? Așa funcționau ei. Dar nu rezista numai 60 de ani. Ai cu indulgență 70. Nu rezista mai mult. Dragii mei, îndemn biserica New Life să lăudați pe Domnul și să trăiți cum faceți acum. Continuați să aveți frica de Domnul. Pentru că El este Sfânt, pentru că El este Tatăl nostru și în al doilea rând, pentru că știm că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos. Îmi place Dalin că poartă mireasma tatălui său. Și m-am gândit la fratele Mihai. Că îmi lipsește să mă prindă de obraz și să-mi spună pocăitule. Deși de multe ori nu am fost pocăit. Dragii mei, așa trebuie să ne închinăm. Așa trebuie să fie bisericile noastre. Hristos în centru. Nici Iacob, nici fratele Mircea, nici fratele Sami. Hristos în centru. Și atunci vom fi sfinți. Atunci ne vom sfinți. Atunci venim de aici și tremurăm. Și când plecăm acasă, ai auzit ce-a spus cuvântul? Ai auzit ce-a zis Domnul prin cuvânt? La noi când ieșim afară deja, ce casă ai vândut, cu cât ai vândut-o, ce mașină ți-ai luat, s-a terminat cu ce-a fost acolo. Dragii mei, the fear of the Lord, familia mea dragă, frații mei, neamurile mele, să trăim în frica de Domnul. Și în ultimul rând, și nu în ultimul rând, credința noastră să fie în Dumnezeu, să vă puneți credința și nădejdea voastră în Dumnezeu. De ce credința? Auziți beneficiile credinței. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Dacă crezi pe Hristos și crezi în El, ești păzit de puterea Lui. N-ați experimentat la locurile de muncă sau în societate oameni care vor să vă facă rău, în biserică, oameni care vor să sape. Și dacă ai credință în Dumnezeu, noi am trecut pentru problemă la biserică în Hickory acum 3 ani. Problema nu era mare, dar oamenii au făcut-o mare și veneam la adunare și era așa o stare de instabilitate. Și ca slujitor, colegul fratele păstor, mă gândeam, cum să procedez? Că orice vorbă este interpretată greșit. Și ce am început să fac? Pentru că îl cred pe Dumnezeu care rezolvă orice problemă, am început să mă rog. Dar să mă rog cum m-am rugat niciodată. Ca să rezolve problemele. Și în al doilea rând, am început să cânt cântări de laudă. Eu sunt cu cântările la biserică și fiecare cântare, timp de 6 luni, a fost un imn de laudă. Și cineva mă întreabă, măi, tu nu realizezi ce e în biserica noastră și tu totuși cânti cântări de laudă? Și zic, da, pentru că cântările de laudă vor alunga duhurile. Și slăvit să fie Domnul, astăzi la Hickory este o conferință cu păstori, eu am tineri și frați care slujesc în locul meu și Domnul lucrează la Hickory. Vă spun că Dumnezeu lucrează la Hickory pentru că El este credincios. Și prin orice am trece, El este puterea care ne păzește de orice dușman. Amin. Alt lucru, credința în Domnul ne dă bucurie, bucurie fără sens. Dragii mei, ce sens are, spuneți voi, frații din Youngstown, noi din Hickory, alții din Sacramento, alții din California, să vină să plătească bine, da, pe drum și așa, mai plătești și la nuntă, că trebuie, așa e obiceiul, nu? E așa? Să vii tu pentru 2 zile, să vii la biserică, să mănânci și să mergi acasă. Și să plătești 3 săptămâni de lucru sau o lună. Unde e sensul? Hristos! Hristos! Când e Hristos în centru, El îți controlează banii, El îți controlează inima, El îți controlează mintea. Slăvit să fie numele Lui. Și în al treilea rând, un beneficiu al credinței este faptul că avem nădejde în venirea Mântuitorului. Nădejde în venirea Mântuitorului. Tesaloniceni 4, de la 13 la 18. Vă rog să-l puneți pe screen. Tesaloniceni 4, de la 13 la 18. 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18.
Nu vrem să nu știți, fraților, despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați precum ceilalți care nu au speranță. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Vă spunem prin cuvântul Domnului că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nici de cum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. Căci Domnul însuși la o poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi smulși împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Și încheie cuvântul. Prin urmare, mie îmi place traducerea Cornelescu. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Dragii mei, what's next? În lumea în care trăim. Ce urmează? Honest, ce urmează? What's next? Da, așteptăm copilași care sunt pe drum, așteptăm tineri să se căsătorească. Yes, e adevărat, vrem să ne trăim viața. What's next? Fericirea noastră nădejde, auziți? Glasul, strigătul, da? Trâmbița, aș lua trompeta, dar n-am șofarul. Șofarul face mai mult sens. Că este la Roșașana să cântă un... mai am câteva minute. La Roșașana, la sărbătoarea evreiască, de an nou, este un semnal pe care îl cântă evrei, special ca să atragă atenția întregului popor spre venirea Domnului. Și semnalul are două părți. Unul lung, de atențiune, și al doilea este acadat, care explică că Domnul va veni cu pași repezi. Nu mai este mult. Cât dorești tu venirea Domnului? Cât doresc eu venirea Domnului? De ce dorești tu venirea Domnului? Da, vrem să ne întâlnim cu cei dragi. Cât de îndrăgostit ești de Domnul Iisus? Vă mărturisesc că până acum 2 ani n-am fost îndrăgostit de Domnul Iisus. Vă mărturisesc că până acum 2 ani nu am iubit venirea Lui. Nu am iubit-o. Am vrut să-mi trăiesc viața. Am vrut să văd copiii terminând școala. Am vrut să-i văd căsătorindu-se. Recunosc. Sunteți și voi ca și mine? Aveți aceleași dorințe? Așa e? Dragii mei, în dimineața asta, vreau să vă spun că noi toată viața ar fi trebuit să trăim cu nădejdea asta. Să-L întâlnim față în față. Haideți să ne pregătim. Ulea Solanii. Și se gândește că vrea să se întâlnească cu Mântuitorul și cu fratele Mihai. Vă invit să ne ridicăm picioare. O să rog și grupul de închinare să-și ocupe locurile. Și hai să cântăm refrenul ăsta. Oare atunci cum va fi fața când îl voi privi, când de mână m-a luat și voi fi dus în slava sa? Când de mână m-a luat și voi fi dus în slava sa. O ce zi, o ce zi, ce glorioasă va fi. Vine o zi, vine o zi. Vine o zi.
Vegheați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.